Doua zi de distracție la Antol s-a încheiat în zori. Nu au lipsit focurile de artificii și buna dispoziție. Peste 90.000 de persoane venite din toate colțurile lumii au petrecut până dimineață pe muzica artiștilor preferați. Liderii au reușit cu greu să se împartă între scenele festivalului. Pe scena principală au făcut show Dimitri Vegas și Like Mike, Don Diablo și Best Jackers. Un concert inedit a fost acelor de la Damian Brothers, un proiect muzical care îmbină arta cu mesajele împotriva discriminării etnice. Porțile tărâmului magic Antol se vor deschide din nou astăzi la ora 14. Cei mai așteptați artiști din această seară sunt B.U.G. Mafia, David Guetta și Kygo. În cadrul festivalului există 8 scene, una dintre acestea fiind dedicate nostalgicilor. Aici se poate asculta muzică retro din anii 80 și 90. De asemenea, un tramvai a fost transformat într-o scenă inedită.